Mergem la următoarea mea invitată, așa cum se știe și cum știe chiar și un elev de clasa a patra. Folclorul românesc este plin de umor, oameni buni, de la poezii, la povești și cântece, de la Nică din amintiri din copilărie și până la renumita melodie Cucul și Pupăza. A? România au dovedit că știu să râdă, asta contează. Hazul, să știți că ne-a scos de multe ori din necazuri, zâmbetul și gluma ne-au făcut deseori să ne relaxăm și să privim viața cu mult mai puțină încrâncenare. Ei bine, vreau să vă spun ceva. Astăzi, acum, începem un demers cât se poate de amuzant cu prietenul meu, Neamțu, Cătălin Neamțu, în rol principal. El este așa un fin observator al fenomenului popular, credeți-mă, este și iubitor de tradiții, iar Neamțu ne va ajuta să analizăm câteva dintre cele mai comice situații și versuri din folclor. Așa că astăzi începem cu una dintre cele mai simpatice vedete, Ștefania Rareș, care este aici cu una dintre piesele ei, un exemplu de umor neoș, românesc. Așadar, Cătălin Neamț, o să asculte piesa și apoi o și comentăm. Avem o lecție de umor tradițional, am putea spune. Ștefania Rareș și Cătălin Neamțu. Te salut, mă, Cătăline! Prietenul meu, doamnă! Este omul care analizează folclorul în profunzime. Da. Și precis că mă va lua astăzi la întrebări grele. No, no. Dar să știi că sunt pregătită. N-ai doamnă, să mă întregi. Să vă ascult cu foarte mare atenție și da. Vă spun că o să e ca un examen. Vă spun da, da, și vă spun de la bun început ca să nu avem supărări mai târziu, că o să fiu cât pot fi de eu de sincer. Adică să nu avem după aia procese sau cine știe. Da. Să știi că și în ceea ce o să spun eu o să fiu tot sinceră. Așa, doamnă, deci cum se numește? Pentru că din practică. Jurăminte, că toți jurați și toți vă spovediți, dar nu știu dacă spuneți la popa adevărul totdeauna. Asta e special un cântec despre bărbați? Este un cântec, da, a femeilor necăjite, aha, care își așteaptă bărbații să jure că n-au fost, că n-au făcut, că n-au dres, da, dar vin cu flori în mână ca să le împace. E un cântec din înțelepciunea populară feminină. Este adevărat. Da. Haideți da, mai aproape. Mi se și pare tu ce că înțelegi din cântecul ăsta? Eu deci înțeleg jurăminte? Că doamnele, dacă sunt supărate pentru că n-au sau au primit jurămintele și oamenii nu s-au ținut de ele, da, e vina bărbaților, cu siguranță. Întotdeauna. Dar că bărbații... Că nu sunt nenorociți, da. Așa este. Dar dacă doamnele așteaptă aceste jurăminte, dar ele nu vin, păi tu trebuie să-ți găsești și alte preocupări la urma urmei. Adică eu tocmai de asta am spus în felul următor. Acum doamne, și vin și nu vin, iartă femeia, că așa ai făcută. Ai înțeles? Da. Bărbatul scapă deci pălăria jos, o scutură și o pune înapoi, dar basmaua femei rămâne patată. Așa este, doamnă, frumoasă. Tocmai de aceea, dragi telespectatori, vă rog frumos să urmăriți și versurile, o să le avem puse pe ecran, iar imediat... celebrul Cătălin Neamțu, da, analist în folclor, oameni buni, pentru că aveți și această categorie în, analist în lumea folclor, asta, da, analist în folclor, va analiza acest cântec cu mare atenție, iar eu sunt un alt Cătălin care voi fi imparțial, doamnă, voi fi între dumneavoastră și Cătălin Neamțu. Mulțumesc mult că nu ești aici lângă noi să comentăm. Că nu, eu o să țin știe... partea femeilor. Dacă, dar tu ești un băiat cu minte, iubești o soție da, cu minte, așa că nu-i cazul la tine. Exact, dar la Neamțu, la nu știu, Neamțu mai poate da cu piciorul alături câteodată. Nu, doamnă, de ce să dau cu piciorul alături? Deci, că și eu sunt cu minte, doamnă. Mare, astăzi inaugurăm o nouă rubrică. Practic, vreau să fiți foarte atenți la versurile acestui cântec popular. Imediat vor fi analizate de celebrul... Nu mai zice mă așa celebru, că nu e adevărat. De prietenul tău Neamțu, e ok. De prietenul meu da, Neamțu. Nu, el prevestește doamnă, celebru. Să dăm mulțumesc drumul la melodie. Neamțu, hai să da, luăm un loc. Vă rog, da. Către mine și plângeai, și plângeai, și jurai ca să te n-ai bandină, dacă te mai lași de mine. Și uite, bade, te-ai lăsat, te-ai lăsat, te-ai lăsat și n-ai banul de-o lua. Jurăminte, jurăminte, cine să jură, tot el minte, eu nu cred în jurământ, că-i cam rar bărbatul sfânt. Nu vorbesc de cei de aici, că voi sunteți mucenici.
Și de sfinți, minune mare și ofer de lumânare. Către mine și plângeai și plângeai și jurai că să-ți cadă mâna dreaptă, te iubești vreo altă fată. Și-ai iubit și altă fată și-altă toată și-altă babă și mâna n-o vrut să-ți cadă. Jurăminte, jurăminte, cine să jură tot el minte, eu nu cred în jurământ, că niciun bărbat nu-i sfânt. Voi sunteți martiri, firește, căldărușa vă lipsește. Ce de sfinți la voi pe aici și eu n-am adus covrici. Mai credeam ca proasta, of, ca proasta, of, ca proasta, că de te săruți cu alta, of, cu alta, of, cu alta, o să-ți cadă de pe față jumătate din mustață. Și-ai iubit-o și pe danța, și pe leanța, și pe ordanța, și nu ți-a căzut mustață. Jurăminte, jurăminte, el se jură, el te minte că nu ți-a căzut deloc. Ba ți-a mai crescut șuncior. Uite-i cum și-ascund fața, la toți v-a chelit mustața. Ce neprihăniți săracii, și eu mi-am uitat colacii. Bade, mai ții minte, mai ții minte, mai ții minte, te legai cu jurăminte, 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 că să-ți fug chișoarele, te mai mergi cu altele. Și-acum vai cu câte mergi, câte mergi, câte mergi, și-ai chișoarele întregi ca mine. Jurăminte, jurăminte, cine să jură tot el minte, eu nu cred în jurământ, că niciun bărbat nu-i sunt. Văd vreo 4-5 jigniți, ăștia-s de mult sfințiți. Cu minței bată-i norocul, noaptea nu-și mai găsesc locul. Se perplez, da? Vă rugăm frumos să luați un loc lângă noi, lați-o pe doamna Ștefania Rare să stea lângă noi. Doamna, nu știam cântecul ăsta. Recunosc, e... Îl cânt numai la ocazii din astea... Speciale, așa cum faci tu. Să rămână, mulțumim mult de tot. Neamțul, cum v-am spus, analist fin al folclorului românesc, vrea să analizeze această piesă, pentru că are niște Nu, eu am niște texte foarte eu o să analizez acum din punct de vedere al omului simplu, da. Adică al omului simplu urban, ăsta de la oraș, da. Care vede niște lucruri și încearcă să înțeleagă care-i treaba cu ce se întâmplă cu jurămintele de la țară, da? Exact. Atât de importante, vorba aceea. Da, nu numai să, concluzia, de la țară. Concluzia, nu numai de la țară, da. Dar în special aici vorbim despre... Cred că aici e jurăminte și de oraș și de la țară. Ia să vedem. Ia-s-i. Bun. Știi tu, bade, cum jurai, cum jurai, cum jurai. Aici ca să intre bine omul în cap. Că să, cum jurai, da. Cum jurai, să-și aducă omul aminte. Către mine și plângeai și... Aici deja e o problemă. De ce plânge omul ăla să... Din start, bărbatul plânge. Ca să-l ierte muierea, să-l ierte femeia. Păi vedeți că asta se pleacă direct greșit. Ca și cum el a greșit. Ca și cum el a greșit. Deci la bărbat e vinovat direct. Da, întotdeauna noi bărbații suntem acuzați pe nedrept. Da, corect. Și al doilea vers. E al doilea vers, nici n-a început, doamnă, melodia și deja bang, i-a dat în cap la băiat. Bun, mergem mai departe. Ia, ce zice următorul vers? Ca să dee naiba în tine dacă te mai lași de mine. Bun, ce înțelegem de aici? Ca să dee naiba în tine, știi ce înseamnă? Dacă te mai lași de mine. Adică ce a făcut? Omul s-a mai lăsat. Aha.
Deci aflăm că e vinovat. Mai fost, s-a mai lăsat, a fost iertat. A fost iertat, aflăm că e vinovat. Deci de aici dăm dreptate doamnei, dar în primele două versuri nu știam. Și uite, bade, te-ai lăsat, te-ai lăsat, te-ai lăsat și naiba nu te-a luat. Adică, de ce? Păi dacă omul a greșit și l-a iertat, de cel mai blestem să-l ia și dracu? Dacă zici că l-a iertat. Da, da, corect. Adică tu ai făcut o nenorocire, da, și vii și îmi zici: "Bă, neamțul, uite ce nenorocire asta am făcut eu." Și eu zic: "Bă, măruță, bă, nu mai faci, te rog eu frumos, da. Te-am iertat de data asta." Îți dai seama, da, bărbatul drag. Are multe de pe cap pentru că primul practic trebuie să răspunde și da. La soție și la aia la da. Pentru care, da. Da, dacă l-a iertat și da, nevasta și popa la spovedița da. Racu. Și tot nu l-a luat dracu, e greșit. L-a asta iertat era. Dumnezeu de aia. L-a și naiba nu te-a luat. Ai, bravo. Vedeți, bun. Jurăminte, jurăminte, cine se jură tot el minte. Deci ne-am lămurit. Gata, jurămintele, cine asta iar face mine. Iar eu ca femeie? Bineînțeles, eu nu cred în jurământ și cam rar bărbatul sfânt. Asta ce să fac? Cu păreri de rău, așa o fi. Adică vedem da. Că așa e, până la urmă. Uite, cum avem aici doi bărbați sfinți. Mucenici. Eu aici, mucenici, suntem noi mucenici, nu știu dacă suntem așa sfinți, minune mare și fără de... N-ați avut lumânare, a zis dumneavoastră bine că o aduceți data viitoare. Foarte bine. Știi tu, bade, cum ziceai și jurai că termine și plângeai treaba. Și plângeai. Păi iar plângeai. Ia fi atent la ceea ce îi se întâmplă. Deci, ce că l-a luat dracu. Ce mai pățește omul ăsta? Ca nu să scadă luat. Mâna dreaptă de iubești vreo altă fată. Păi să-i blestem serios, domn. Păi cred că așa a zis el, bă. Bă, mă jur să-mi cadă mâna dreaptă dacă eu să iubesc altă fată. Cred că așa s-a jurat el. Nu, da, s-a jurat că nu o să mai iubească niciodată. Să-i cadă mâna dreaptă. A făcut odată și a cerut scuze. L-a da, iertat. Dar nu a căzut mâna dreaptă. Nu, ia, păi nu, că întâi trebuia să le ia naiba și nu l-a luat. Prima dată. Prima oară, când a făcut în primii ani de căsătorie, cum ar veni, sau când or fi da. De relații. Dar cum după este aia... să-mi cadă mâna dreaptă? Eu n-am mai jurătura asta. Păi da, el săracul, ca să găsească un motiv să creadă doamna acasă până la urmă. Zici orice. Păi dacă ai făcut odată... lumânarea în mână. Da. Deci hai să-i cadă mâna dreaptă dacă iubești vreo altă fată. L-a zis să-mi cadă mâna dreaptă, Rodico, dacă mai știu alta în afară de tine. Adevărat. Bun. Stătea mâna dreaptă, băț. Și a aflat doamna, uite bă, ce înseamnă cu asta, cu Facebook-ul, cu WhatsApp-ul, asta, cu astea, ce înseamnă și uite cum a făcut. Și a iubit și altă faltă, și altă toantă, și altă babă. Bă, dar asta toantă în muzica populară. Băi da, că e glumă. Textul e este glumă. Pe inspirație populară. Da, e da. De acolo. Adică, cum ar veni... M-am mânecat. Da, lasă că-ți vin mici, acum și te liniștești. Bun. Să nu cumva să juri. Nu știu dacă vin mici aia, că nu știu ce face Ciucă dacă a ajuns pe la obor. E pe drum, a plecat atunci, instant când l-ai pus. Deci, deja doamna care stă acasă, ia și jigni. Le-a jignit pe celelalte, le-a făcut și toantă și babă și în toate felurile. Numai dumneai e bun. Nu crede în jurăvânt că niciun bărbat nu este bun. Nu este martir firește, căldărușa vă lipsește. Asta cu căldărușa eu nu, adică ori că și nu mă pricep, ce înseamnă? Poate știe că păi te... nu stați așa, nu ziceți că zice. Dar că n-am fost atent. Cum dacă? Uite aici, voi sunteți martir firește, căldărușa vă lipsește. Cine e căldărușa? Căldărușa, da, mai bună întrebare. Voi sunteți martir firește, căldărușa. Mă, că trebuie să iei aghiazmă, iauzi. Cu busuioc cu mine. Adică noi suntem foarte sfinți, dar căldărușa asta ne lipsește. Bun, perfect. Aici mi-a lipsit. Că... la urmă, nu, scuzați-mă, le și spune să rămână sfinților. Da, da, aici, și te mai credeam ca proasta, of ca proasta, of ca proasta. Of ca proasta, of ca proasta, dar și mai înainte cu ca proasta. Așa, da, da, uite, ca proasta. Săraca femeie de s-a resemnat. După ce a văzut și l-a jignit și pe celelalte și așa, a zis, domne, nu se mai, asta este, până la urmă. Dar fii atent, că o să scadă, că te săruți cu alta, of cu alta, of cu alta, o să scadă de pe față jumătate din mustață. Deci vrea să fie, să rămână omul însemnat, bă. Să nu scade toată mustața. Că dacă scade toată mustața, aia ți-a căzut mustața. Asta e alt jurământ. Nu, asta e blestem. Asta e jurământ. Tot al ei? Al lui? Da, tot al lui. Adică... Așa, dacă zicea dumnealui. Și a iubit-o și pe Tanța și pe Lanț. Deja se lasă cu nume aceea. Da, deja a intrat în agenda telefonului. I-a intrat, i-a spart Facebook-ul. A era un sat. Iau și Ortanța, asta nu-i româncă. Tanța, Leanța, dar Ortanța nu știu de unde o fi. Și nu ți-a căzut mustața, auzi? Deci da. A rămas omul, domne, ce să mai, bărbatul e rezistent, asta e concluzia. Concluzia cântecului? Concluzia cântecului e că bărbatul și e rezistent. Și nu s-au prins blestemele de deloc, da. Și uite și cu picioarele, a zis și de picioarele, ca să-ți rup picioarele de mai mergi cu altele. Și n-a pățit nici la picioare, nici la mâini, nici la barbă, nici la mustață. Deci avem toți bărbații din România care greșesc, sunt Iron Man. Da, mă, pentru că sunt întregi, nu pățesc nimic. Ai văzut pe stradă bărbați cu jumătate de mustață sau cu mâna dreaptă căzut așa? Da, nu, și să-l întrebi, ce ai pățit, mă, las, cum am jurat la nevastă-mea. Da, vreau să mă întreb, cum reacționează lumea la petreceri când le cântați acest cântec? Îl cer, este un cântec cerut. Eu când am făcut CD-ul am avut îndoială dacă să pun sau nu acest cuplet pe care l-am lansat în 1976 în Lasă supărarea în hol la Teatrul Tănase.
Și lumea l-a ținut minte și eu nu l-am pus pe discurile mele, de, pentru că el este un cuplet de vată. Parte dintr-un spectacol de varietăți, cum ar veni. Varietăți, unde dar se numea Lasă supărarea în hol. Păi dacă lași supărarea în hol, trebuie să lași lumea să râdă, să se petreacă. Dar cine reacționează mai bine, femeile sau bărbații la cântec? Femeile, femeile și bărbații când n-ajung la ultima strofă. Dar cum vă, cum vă mai trageți cu vedeți în sală, cum zic? Ia uite ce bine a zis doamna Ștefania. Și când n-ajung la aia... După melodia asta se lasă cu vânătăi la băieți pe aici, pe la coaste. De la... Da, femeile se bucură. Ce bine zis-o? Că da, v-a zis-o, v-a făcut-o. V-a zis-o, da. Mai ales că aia care vin și cu sticluța și cu flori. Și... Se știe că vin de undeva, nu? Da, eu zic că a fost o lecție de folclor. Este o inspirație din... popor, ce am aflat, concluzia este foarte clară, că jurămintele nu sunt crezute cu siguranță de femei. De viață, și nu se prind. Exact. Nici jurămintele, da. Nu se prind, nici blestemele, nici blestemele nu se prind. Deci nu se prinde nimic, nimic. Nu. Așa că iubiți cât puteți. Lăsăm un sfat înțelept. Da, bine că noi suntem cu minți și uite că... Exact. Da. Doamna Ștefania, vă mulțumesc mult de tot. Cu toată sunteți dragoste. Minunată și mă bucur că ați venit să fiți alături de noi. Și pentru că îmi place bucur... că aveți și simțul umorului. Pentru că am glumit pe text, pe asta nu vă supărați. Toată viața am avut pentru că m-am născut într-o familie care avea umor și plăceau lucrurile vesele și așa am rămas și eu. Și din tinerețea mea am cântat numai vesel. Când am îmbătrânit, m-am mai dat pe romanțe, pe doine, pe alea, pe ce, noi, pe ce ne-a... În fiecare miercuri, pe ce să ne-a viața, mersi mult! În fiecare miercuri o să tratăm situațiile din cântece. Desigur. Situațiile din cântece. Mulțumesc mult pentru invitație.